Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! Parlamentul României este populat cu mulți oameni de afaceri deveniți politicieni. Numele unora apar în rapoarte făcute de organisme internaționale care atrag atenția asupra unor posibile conflicte de interese. Firmele familiilor lor câștigă contracte de sute de milioane de euro din bani publici. Mergem astăzi în mai multe județe din țară să vedem cum sume de la buget trimise în comune prin lobby politic ajung la firmele rudelor celor din Parlament. Prima oprire o facem în Gorj, ca să cunoaștem un senator cu o avere fabuloasă făcută din contracte cu statul. Parlamentul României e scena pe care afaceriști, deveniți politicieni, trag sfori ca să-și dezvolte afacerile. Firma familiei. Tatăl ajunge senator, iar fiul după aceea beneficiază de influența pe care o are ca să câștige lucrări în județ. Cred că e una din variantele posibile. Pentru că legea le interzice să mai administreze firme când ajung demnitari, își trec acțiunile pe copii sau soții. Dar în realitate, de cele mai multe ori, tot ei conduc. Nu este cazul să spun eu că este, dar nu este a mea. E a copilului dumneavoastră? Probabil că da. Ajunși în instituții de control, unii s-au folosit de funcții ca să obțină avantaje pentru firmele familiilor lor, iar azi sunt parte în procese penale după ce au fost trimiși în judecată de DNA. V-ați gândit vreodată că vor ajunge procurorii la dumneavoastră? Nicolae Bădălău a condus Curtea de Conturi, adică acea instituție care controlează primăriile în cheltuirea banului public. Cine dânsului făcea lucrarea și dacă era nevoie, dânsul o controla. Zeci de afaceriști, transformați în politicieni, populează holurile Parlamentului. Îi vezi la ședințele Senatului sau ale Camerei Deputaților. Cei mai mulți au înțeles că accesul la resurse, la banul public, se face mai ușor dacă ajungi în sferă de influență, lângă oameni cu putere de decizie. Începem reconstrucția Gorjului. Vă aștept alături de mine pe toți cei care simțiți la fel. Înainte de reconstrucție, Ion Iordache a făcut construcție de drumuri, canalizări sau alte lucrări în județul pe care astăzi îl reprezintă în Senatul României. Este unul dintre cei mai bogați parlamentari, cu o avere fabuloasă. Are 100 de terenuri, clădiri, 10 mașini, bijuterii și ceasuri. Ion Dumitrașcu, fost primar la Turceni, ne povestește cum a pornit cariera de antreprenor al lui Iordache, soțul nepoatei sale. A primit și la mine, în primul mandat, cred că un 5% din lucrările care erau la Turceni. O pietruire, un șanț de colmatat să-l decolmateze. A fost, de ce să vorbesc, cu încredințare, cu licitație. În mandatul 2 a crescut în aproape de 15%, ca și greșeala mare pe care am făcut-o, l-am introdus în lumea bună. Adică la discuții cu parlamentarii, la discuții cu președintele Consiliului Județean, cu prefect. Iordache a fost contracandidatul unchiului său în 2008 și l-a învins. Acela a fost momentul în care a renunțat la acțiunile firmei. Ion Iordache a înființat prima lui companie în 2002, Idail Construct. A renunțat la acțiuni în momentul în care a devenit primar, în 2008, și a trecut acțiunile pe numele unor apropiați. Când fiul a devenit major, a preluat compania și azi deține 94% dintre acțiuni. Tot el este patron și în firma Mario Magnum SRL. Și soția a înființat o companie, Grinadel SRL, în timp ce soțul său era primar. Această firmă este abonată la contractele prin atribuire directă cu primăria Turceni, unde soțul ei a fost primar. La finalul mandatului de primar era deja cercetat de Agenția Națională de Integritate, care în 2013 a comunicat că a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese pentru că în calitate de primar a acordat contracte în valoare de aproape 4 milioane de lei firmelor unde fusese acționar. N-a fost niciodată declarat incompatibil, n-au avut niciodată nicio problemă, așa că au avut dosare de cercetare, a fost cercetat. În 2014, firma care i-a aparținut lui Iordache avea deja o cifră de afaceri impresionantă din contractele cu primăriile foștilor colegi din județ, dar și cu cele încheiate cu complexul energetic Oltenia. Procurorii erau pe urmele celor care administrau societatea în urma unor suspiciuni de corupție. 9 primari au fost chemați la audieri și 5 au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de corupție și evaziune fiscală. Procurorii au spus atunci că mita reprezenta
10% din valoarea contractelor încheiate cu Idail, iar sumele totale acordate primarilor se ridicau la 400.000 de lei. Pentru ce v-am adus? Ce vin aveți? La audieri. Cam muncit. T-a dat șpagă? Ce i-a dat șpăgile? Care șpăgi? În înregistrări, primarii vorbeau cu administratorul firmei Idail, cumnatul lui Iordache. Potrivit rechizitoriului, în agenda inculpatului, în dreptul unor sume și în anumite zile, se făcea mențiunea PROT, mențiune care, din probele administrate, a rezultat că reprezintă cuvântul protocol. Analizând întreg materialul probator, s-a concluzionat că edilii locali primeau în general un comision de 10% din valoarea facturilor achitate. Spagă ceva? Nu știu. Dar ați luat? Nu, cu siguranță nu. Sorin Bucurescu este și azi primar al comunei Slivilești. Despre el, procurorii au spus că a încasat 10.000 de lei pentru o lucrare încredințată direct, pentru care a plătit 67.000 de lei firmei Idail. A scăpat de proces împreună cu ceilalți primari, după ce Curtea Constituțională a decis că interceptările făcute de SRI în acest caz nu mai pot fi probe în instanță. S-a găsit o agendă, da? Din câte știu eu, că și-a trecut patronul firmei respective, PROT, sau PROT, sau PROF, ceva de genul acesta, Profit sau PROT, Slivilești. Și a trecut o sumă de bani acolo și fiecare a interpretat-o cum a vrut. Cu Sorin Bucurescu discutăm pe drumul care leagă comuna lui de orașul Motru. O lucrare începută în urmă cu 18 ani. După lungi tergiversări, Complexul Energetic Oltenia i-a acordat contractul de refacere a drumului în valoare de 13,4 milioane de lei, unei asocieri de trei firme, între care și Idail, potrivit preței locale. Să le fac o adresă înainte de a ieși drumul din garanție. Când iese din garanție? În iunie, cred, din câte știu eu, în iunie. Și dacă iese din garanție, la revedere. Salut, la revedere. Dacă iese din garanție, spune că nu s-au făcut adrese, spune că, deși nu ar fi treaba noastră. Dar cine ar trebui să le refacă? Constructorul? Constructorul. Adică Idail. Da. Conform declarației de interese a senatorului, firma fiului a încheiat contracte cu statul în valoare de aproape 300 de milioane de euro. Unul dintre cele mai mari este semnat cu Consiliul Județean Gorj, în valoare de 42 de milioane de euro, conform aceluiași document completat de senator. Pentru un alt contract de întreținere de drumuri, 5 persoane au ajuns în fața procurorilor, 2 fiind angajați ai Consiliului Județean, iar 2 ai firmei care i-a aparținut lui Iordache. Doi angajați ai Consiliului Județean Gorj au fost reținuți, iar apoi puși sub control judiciar pentru că ar fi favorizat o asociere de trei firme în obținerea unui contract privind întreținerea drumurilor județene. Două dintre aceste societăți aparțin familiei senatorului Ion Iordache. Procurorii spun că cei doi angajați ar fi întocmit caietul de sarcini în așa fel încât acest contract să ajungă la asocierea de firme. În 2021, 4 angajați ai firmei Idail au fost puși sub acuzare într-un alt dosar de evaziune fiscală, pe baza datelor găsite în agenda care a stat la baza urmăririi penale a primarilor acuzați de luare de mită. Procesul penal a încetat după ce inculpații au plătit prejudiciul, iar ANAF s-a constituit parte civilă pentru 500.000 de lei. Ion Iordache susține că nu are nimic de a face cu toate aceste firme și se bucură de viața de politician. Cu sute de hectare de terenuri și o fermă impresionantă cu domeniul de vânătoare, Iordache trăiește pe picior mare. Are vreo legătură cu puterea dumneavoastră de influență în calitatea de dumneavoastră de senator? Faptul că firmele au un asemenea succes în județul pe care dumneavoastră le reprezentați în Parlamentul României? Eu nu știu astăzi ce contracte au aceste firme pe care le-am ființat eu la acel moment, dar cu siguranță sunt contracte legale și cu siguranță lucrurile pe care le fac sunt în regulă. O să vă contrazic un pic aici, pentru că a existat un dosar de evaziune fiscală care a ajuns în instanță și care s-a încheiat după ce societatea Idail a plătit prejudiciu. Deci asta înseamnă o recunoaștere. Deci, haideți să... Deci, probabil că a fost într-o perioadă sau când, oricum, nu mai eram eu acolo și nu pot să vă răspund și nu cred că e cazul să... Am simțit să fac această precizare pentru că ați zis că e totul legal și eu vă spun că nu e totul legal în firmele pe care le-ați înființat. Păi, numai cei care doar vorbesc și nu fac niciodată nimic și doar acuză, doar eu am o probleme de regulă. Rugămintea mea e să mă întrebați
în legătură cu chestiuni care țin de activitatea mea și de ce fac eu, da? Ce fac alții, ce fac alte firme, nu este... Sunt firmele copiilor dumneavoastră. Deci nu are nicio legătură. Copiii sunt majori. Și nici soție. Fiecare are familia lui. Cum a convins senatorul Iordache 4 primari de la PSD să intre în echipa lui și ce contracte publice a câștigat copilul său după ce el a devenit senator, vedem imediat. Tot atunci vorbim și despre circuitul banilor publici care în bună măsură ajung și la firmele politicienilor. Ion Iordache și-a clătit averea pas cu pas după ce a ajuns în politică. La început primar, apoi senator, după ce a trecut pe la mai multe partide. Statutul de senator îl ajută să ajungă la decidenți, cei care hotărăsc ce finanțări se semnează pentru comune și orașe. Iar Iordache nu ratează nicio ocazie de a se afișa pe lângă miniștri. Zeci de milioane de lei a câștigat firma fiului său din contracte finanțate prin programul Angel Salini. Iordache insistă să vorbim doar despre activitatea lui politică, așa că ne-am uitat în trecut și l-am găsit pe la mai toate formațiunile politice. A fost în PDL, apoi a trecut la ALDE, a încercat o negociere și cu PSD, ca în final să fie pus pe liste la Senat de PNL. Pentru scurt timp, a părăsit formațiunea ca să conducă partidul lui Ludovic Orban în Gorj, Forța Dreptei, dar s-a reîntors în PNL, unde încearcă să crească organizația racolând primari de la PSD. Bună ziua, domnule președinte. Am venit să mă alătur echipei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru încredere, domnule primar. Am decis acest lucru împreună cu toată echipa PSD Prigoria. Hai la treabă! Vă salut, domnule președinte, sunt aici pentru a continua alături de echipa PNL Gorj. Vă așteptam de mult acasă. Urdărenii mei v-au susținut de fiecare dată. Eu nu pot decât să le respect decizia lor. Vă mulțumesc, hai la treabă! Doi dintre edili conduc primării care au semnat contracte cu Idail după ce au trecut în tabăra lui Iordache. Bună ziua! Paula Herlo, sunt de la emisiunea România TV de la ProTV. Ce faceți? La treabă? Ați trecut la treabă? Da. La Prigoria s-a încheiat un contract cu firma în valoare de 1 milion de euro pentru refacerea unui drum. După ce ați trecut la treabă cu domnul Iordache, ați și încheiat un contract cu o firmă care a aparținut? Nu am încheiat un contract, a fost o licitație publică la un proiect pe Angel Salini la care au participat 4 firme. Nu putea să câștige oricine. După câte știți, licitațiile publice se pot câștiga de oricine care are cea mai bună ofertă. Calitate, preț. Într-o lume ideală. Dar se poate verifica această achiziție. Eu n-am nimic împotrivă să verifice, să se vadă diferența de calitate, preț care s-a depus și toate firmele care au participat. Aflat la primul mandat, primarul spune că n-a primit susținere de la PSD, sub sigla căruia a candidat, așa că a trecut în tabăra lui Iordache. De la domnul Iordache ați primit vreo susținere după aceea? Da, da. Ce susținere? S-au obținut niște bani pentru drumuri prin hotărâre de guvern. Puteți să uscați și suma? Nu, e o sumă foarte mare, 7 miliarde de lei vechi. Deci ați primit de la guvern bani pentru drumul? Da. Și asta datorită susținerii sau lobby-ului făcut de domnul Iordache? Nu, chiar grupul parlamentar PNL. Ah. Deci pe acea anexă se spune cine a virat acei bani și se vede clar că grupul parlamentar PNL a virat acei bani. A doua oprire o facem în comuna Urdari și aici Idail a câștigat un contract pentru modernizarea unui drum în valoare de 780.000 de euro după ce primarul a ajuns în tabăra senatorului. Brasei și nouă bani! Hai! Sunteți braseiști! Ați zis? Am plecat, dacă nu mă ajută, trebuie să plec, care te ajută? Dacă PSD-ul nu mi-a dat... Ce nu v-a dat? Gazele! Zerele mi-a dat pentru comuna Urdari, în toate statele. Și v-a dat PNL-ul acum? Da. Dânsul m-a ajutat să iau gaze la Urdari. Mă înțelegeți? Pierdeam 10 milioane de euro, nu m-am întâlnit cu gazele prin comuna Urdari. Dar l-ați ajutat și dumneavoastră, adică nu pe el. Firma copilului să iau un contract ce? Aici. Idail, cu Idail, n-ați făcut un contract recet? Cu ce? Cu firma Idail. Firma, cu ce contract să fac? N-am. Păi nu știu, că ați apărat SEAP, că ați atribuit o lucrare la Idail. Am un drumul care a fost scoase pe SEAP. Păi da. Eu, știa, care-i treaba? Dacă oamenii se înscriu, eu pot să-i gonesc cu banii. Nu-i gonește, dimpotrivă, îi cheamă să le dea și lucrări prin atribuire directă în valoare de 1.300.000 de lei încheiate în ultimii ani.
Iordache nu ratează nicio ocazie să se posteze în preajma miniștrilor PNL, la care are acces din postura de senator. La Ministerul Dezvoltării, împreună cu domnul ministru Adrian Veștea, programul liberal Angel Salini, cel mai mare program de infrastructură care a fost vreodată în România, privind dezvoltarea rețelelor de apă, canal, drumuri, gaze. Cum au ajuns acei primari la dumneavoastră să bată la ușă? Și-au dorit să facă parte din echipa PNL Gorj și sunt în echipa PNL Gorj. Da, aveți idee de ce și-au dorit asta? Întrebați-i pe ei. I-am întrebat. Atunci știți de ce. Da. Într-un final am aflat și de ce, pentru că erau nemulțumiți că nu primeau finanțări sau nu erau susținuți la partid. Dumneavoastră ați reușit performanța de a trimite niște bani la Prigoria și de a obține... Nu trimit eu bani și nu știu ce faceți astfel de afirmații. Grupul parlamentar PNL. Deci încă o dată. Corect? Nu trimit eu bani și nu... Grupul parlamentar PNL a determinat guvernul... Grupul parlamentar, nu pe mine. Dar ce-ar fi rău în asta? Păi nu știu, dacă eu nu știu despre acest... Nu știți de banii care au fost trimiși la Prigoria prin hotărâre de guvern? După ce a trecut primarul sau după ce a bătut la ușa dumneavoastră și l-ați pus la treabă? Nu știu. Bun, atunci de finanțarea pe care Comuna Urdari a primit-o pentru gaze, știți? De la Angel Salini? Prin Angel Salini? Știu că au fost finanțate în jur de 35 de proiecte din județul Gorj de gaze și printre care, da, știu că se află și Comuna Urdari. În ultimii trei ani, firma copilului său a câștigat lucrări finanțate prin programul Angel Salini în valoare de 87.503.000 de lei, adică 17.500.000 de euro. Primarul din Urdari a fost primul reținut în dosarul Idail, acuzat că a luat 30.000 de lei șpagă pentru refacerea unei școli care a costat 350.000 de lei. Din 3 miliarde, 10%? Ce 10%? 30.000. Ai, doamne, ce dracu, vedea că luam banii ăștia, nu mai munceam în viața mea, ce palmești. Ce dracu spuneți de bani? 30.000 nu sunt foarte mulți bani. Poftim? 30.000 nu sunt chiar foarte mulți bani să nu mai munciți o viață. Ce? Încă 20.000 de lei erau trecuți în agenda administratorului Idail pentru protocol, cum că ar fi ajuns la primarul Calotă, pentru un drum construit de două ori. Cum lucrează domnul Iordache? Bine? Nu are egal în județ. Nu are egal în județ. Nu lucrează dânsul. Firma dânsului, dar dânsului care vă angajați. Copilul a venit vreodată? Cine? Copilul lui. Nu l-am văzut pe aici, pe cuvântul nostru. Nu știu cum arată bine, credeți. Firma noastră a început să facă bani din lucrări de construcții? Nu este a mea. A cui este? Nu mai vreau să... Sau nu este cazul să spun eu cui este, dar nu este a mea. E a copilului dumneavoastră? Probabil că da. Probabil că sigur, adică știți sigur dacă e a copilului sau nu. Nu știu la care firmă vă referiți. El acum nu mai face afaceri, nu? Ce glumă bună! Asta să spună că vrea el că nu face afaceri. Pe el controlează de zilnic la firmă. Are casa care e a lui Dail, nu face afaceri. Controlează pe toată lumea. Totul trece prin mâna lui. Mai treceți pe la firmă, pe la Dail? Da, și nu numai la Idail, merg pe la multe firme și doresc, nu am timp atât cât mi-aș dori să merg pe la firmele din județ. Aș vrea să merg la toate, dar nu reușesc, nu am timp suficient. I-am solicitat un interviu fiului senatorului, Dragoș Iordache, dar a ales să ne răspundă în scris și spune că dosarele penale au fost instrumentate de același procuror și că persoanele au fost achitate fără să precizeze că procurorii au rămas de fapt fără probe după eliminarea înregistrărilor din dosare. El mai susține și că firma este una respectabilă și că tatăl său nu folosește bunurile companiei. O altă primărie la care firma Idail e abonată e cea din Turceni, pe care Iordache a condus-o și pe care a preluat-o ulterior un mandat și jumătate cumnata lui, care a demisionat anul trecut. În locul ei, edil local interimar, a ajuns un consilier, fost inginer la Idail. Puteți să stați de vorbă cu mine 5 minute? Da, spuneți. În birou la dumneavoastră. Spuneți-mi ce e vorba. Îl întrebăm despre contractele prin atribuire directă, fără licitație, către Idail și Grinadel, în valoare de 1.700.000 de lei.
La licitație, familia Iordache a primit de la primăria Turceni contracte în valoare de 140 de milioane de lei, adică 28 de milioane de euro. Da, eu am fost inginer la Ideal. Ok. Și credeți că e un conflict de interese în faptul că Ideal câștigă contracte cu firma pe care cu primăria pe care o conduceți acum? Eu nu cred treaba asta. De ce? Nu este un conflict de interese. De ce credeți că e un conflict păi de interese? Păi nu mai sunteți apropiat de patronul firmei, fiul de Iordache? Nu sunt fiu apropiat de... Păi cum, n-ați lucrat acolo? Am lucrat, eu am fost inginer, șef de lucrări acolo, nu am fost acționar. Am uitat o listă de achiziții directe, cumpărat foarte mult de la firma domnului Iordache, de la firmele domnului Iordache și de la Idail prin achiziție directă și de la Green Adel. Sunt, e birou, compartiment de achiziții care face achizițiile. Nu, e decizia lor, dumneavoastră nu aveți nicio legătură acolo. Avem compartiment de achiziții. Toate fondurile care le ia primărie trebuie să le ia prin societatea asta. După societatea asta, știe fiecare proiect care vine. Atunci care vine trebuie să treacă pe la nașul. Trebuie să ia firma lui Negrile, lui Popescu, lui Ionescu, lui Georgescu. Astea sunt firmele căpușele lui. Deci nimeni nu mișcă în Turceni fără să dea el. Deci firma aia răspunde care ia, dar trebuie să cotizeze la nașul. Nu știu ce să vă zic aici, pentru că mi se pare o chestiune care nu are niciun suport și nu e lucru la care consider că ar trebui să zic eu ceva. Mașina pe care o conduceți este a dumneavoastră sau a firmei de el? Să vă spun drept, am un contract prin care anumite, să le spun, bunuri ale mele le folosesc mai multe firme și invers. La plecare, Iordache ne atrage atenția că suntem pe domeniu privat și ne cere să nu filmăm curtea unde avea parcată mașina de lux cu numerele firmei Idail. Deci vă rog să opriți. După câteva minute apare un tânăr care e chiar fiul său, patronul Idail și proaspăt proprietar al unei televiziuni private. Numele lui Iordache apare într-un raport întocmit de Platforma Regională de Parteneriat Public-Privat pentru Bună Guvernare, care vorbește despre riscurile de corupție în achiziții publice locale în Europa de Est. Experții scriu despre contractul de 42 de milioane de euro al firmei Idail transferată fiului și spun că există îngrijorări cu privire la potențiale acte de corupție sau conflicte de interese. Iordache susține însă că n-are nicio legătură și că a cerut Agenției Naționale de Integritate să-i verifice întreaga avere. În Călăraș și Giurgiu ajungem acum să analizăm afacerile a doi politicieni, foști senatori. Unul dintre ei a ajuns chiar vicepreședinte al Curții de Conturi, instituția care controlează contractele încheiate de instituțiile statului. Nicolae Bădălău este acuzat de DNA că și-a folosit influența ca să atragă contracte pentru firma ginerelui său. Stăm de vorbă cu Nicolae Bădălău după pauză. Firma fiului unui senator din Călăraș, aflat la primul mandat, câștigă contracte pe bandă rulantă, chiar județul care l-a trimis în Parlament. El este acuzat de alți antreprenori că își folosește influența ca să pună presiune pe primari în atribuirea lucrărilor către firma copilului său. E o practică despre care vorbesc experți și analizează licitațiile publice și care a trimis în judecată un influent politician ajuns șef la Curtea de Conturi. Folosindu-se de acest statut, fostul senator Nicolae Bădălău le cerea primarilor să-i acorde contracte ginerelui său. Conform unui raport al Mișcării Civice Integritate pe Bune, care a analizat declarațiile de interese completate de 50 de deputați, 16 au avut contracte cu statul prin 33 de firme deținute de ei sau apropiați. La Senat, din analizele noastre, a rezultat că 8 aleși au rude ale căror firme fac afaceri cu statul. Unul dintre ei vine din județul Călăraș și este la primul mandat. Până în 2020 a făcut afaceri. Consider că din Parlamentul României pot să protejez oamenii, pot să ajut antreprenorii în general, autohtoni. Ei sunt cei care mișcă în acest moment, ei sunt cei care contribuie la dezvoltare și ei sunt cei care au o groază de greutăți. Iată-l așadar pe Nicușor Cionoi în campanie electorală promițând ajutor celor care fac afaceri în județ, el fiind chiar unul dintre ei, fost acționar la ZMC Trading, înființat în anii 2000. A trecut acțiunile pe numele fiului și a plecat să reprezinte Călărașul la București, chiar în Senatul României, pentru că... Statul trebuie să fie partener. Statul nu trebuie să fie dușmanul omului care muncește.
Iar statul i-a fost partener de nădejde în ultimii 3 ani, de când a ajuns senator. Prin atribuire directă, firma ZMC a încheiat contracte fără licitație în valoare de 9.500.000 de lei, adică aproape 2 milioane de euro. Iar prin licitație a încheiat 31 de contracte cu instituții ale statului în valoare de aproximativ 340 de milioane de lei, adică 67 de milioane de euro. O parte dintre lucrări le face în asociere cu alte societăți. Ce trebuie să discutăm? Activitatea mea ca și constructor sau activitatea mea ca și parlamentar? Și. După ce a devenit senator, Cionoiu a ajuns în atenția publică atunci când a intrat în conflict cu un reprezentant al poliției, în timpul unor alegeri care se desfășurau într-o comună. Te-ai pus cu mine și ai greșit. O singură dată, dacă mai vorbești cu tine, ești administrator de drumuri, dar tu ești șmecher de drumuri, da? O să vezi ce o să faci. Ai văzut că s-au prăzut, mă? Asistent de poliție. Ești șmecher de drumuri. O să vezi tu. O să fie o poveste în Cel care încearcă să-l calmeze este Vasile Liuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, un actor politic implicat recent într-un dosar DNA pentru că ar fi atribuit ilegal un contract de pază. În 2020 noastră l-ați fost pe listă la Senat pe domnul Nicușor Cionoiu. Ce le recomanda să fie senator de Călăraș? Da, așa este, l-am pus pe listă pentru că era om de afaceri în județul Călăraș, un om de succes și am avut nevoie de un model să pot să vin cu o listă de senatori și de deputați. Și dintre toți afaceriștii l-ați găsit pe domnul Cionoiu. Trebuie să spun că mi-era și prieten și consider că faptul că i-am făcut oferta a acceptat-o și de aceea el astăzi este senator. Deci înțeleg că ofertele se fac pe bază de prietenie? De... Și prietenie și puterea exemplului pe care putea să-l dea. O simplă căutare peste app mi-arată că este cel care face majoritatea lucrărilor de construcții din județ. Așadar, un om cu o firmă de construcții ajunge senator și întâmplător din anul în care ajunge senator începe să câștige lucrări în județ. Nu? Da, așa este. Ce s-a întâmplat? Cred că, având informațiile ca senator, a putut să participe la licitație legal să câștige acele lucrări. Ce informații? Păi, fiind, să spunem, aproape de Ministerul Dezvoltării, știind că, de fapt, s-au alocat pe anumite administrații locale sume din Programul Național de Investiții, Angel Saligny sau alte lucrări care au fost... Păi și ce să facă cu aceste informații? Că domnul Cionoiu nu mai e în firmă. Da, da, e băiatul lui în firmă. E clar. Firma e a familiei. A, deci așa e, așa merg lucrurile. Tatăl ajunge senator, iar fiul după aceea beneficiază de influența pe care o are ca să câștige lucrări în județ. Cred că e una din variantele posibile. Așa este? Așa este. Așa este. Păi și noastră care sunteți acum șeful județului, cum vi se pare schema asta de lucru? Dacă e legal, nu mi se pare nimic ieșit din comun. O recunoaștere deschisă a unei practici bolnăvicioase care scoate din joc alte firme din județ. Reprezentantul unei companii din domeniul proiectării, dar care are și competențe în zona de dirigenție de șantier, ne-a dezvăluit, sub protecția anonimatului, mecanismul prin care cele mai importante lucrări din județ ajung la firma familiei Cionoiu. Modalitatea prin care își asigura controlul funcționa în felul următor. Obiectivele sale erau două. Să câștige licitația în mod direct cu el titular, a doua, să meargă în asociere cu diverse societăți care erau obligate să-și achiziționeze materialele și serviciile de la compania dumnealui la prețul pe care le impunea, și a treia modalitate era să impună diverse societăți care oricum îi erau loiale sau chiar tributare. Sunt unele licitații subevaluate, la care unii dintre colegii noștri se duc, dar prețurile adevărate sunt cele de piață. Își negocia studiile de fezabilitate înainte să fie scoase la licitație. V-ați asociat cu vreo firmă care a scris caietul de studiu de fezabilitate pentru o primărie? Niciodată. Am fugit întotdeauna de lucrurile astea și nu există nicio relație cu niciun consultant. Nici vreo firmă care să fi scris ZF-ul unei? Niciodată. Nu există. Și totuși, pentru școala construită de ZMC în comuna Dragoș Vodă, firma care a scris studiul de fezabilitate e aceeași cu care ulterior Cionoiul a câștigat licitația în calitate de proiectant. Lucrările au fost întârziate pentru că au fost făcute prost pe alocuri, iar ISC nu a semnat documentele de recepție, cerând remedierea lor.
În 2020 s-a schimbat puterea politică în Călăraș. PNL a fost înlocuit de PSD, care a dat președintele județului și primarul în echipă cu senatorul Cionoiu. Surse din rândul antreprenorilor spun că la primărie s-a făcut o echipă de acțiune. La achiziții, cea care evalua ofertele, era o fostă angajată a senatorului la o firmă pe care acesta a condus-o înainte, iar dirigintele angajat de primărie ca să verifice lucrările în oraș fusese și el coleg cu Cionoiu. Încercând să intrăm și noi în prim planul acestor activități de proiectare, consultanță și dirigenție, am ajuns la concluzia că este imposibil. În 2020, când s-a schimbat conducerea primăriei, toți dirigenții de șantier cu care colabora primăria Călăraș au fost dați afară. Niciun contract nu s-a mai acordat decât unei singure societăți de dirigenție apropiată de senatorul Cionoiu. Cionoiu admite că doamna de la achiziții a făcut parte din echipa lui în trecut. Vă spune ceva numele doamnei? Fost o colegă de-a mea de la Starom, am lucrat cu ea, da. Și că îl cunoaște pe diriginte care i-a fost subaltern la întreprinderea de utilaje grele, dar consideră că cei doi n-au nicio legătură cu câștigarea contractelor. A lucrat de mult cu noi, a lucrat de când era un simplu inginer în combinatul siderurgic, ne cunoaștem. N-a fost niciodată diriginte de șantier pe nicio lucrare de dumneavoastră? Nu pe nicio lucrare, n-a fost diriginte de șantier pe municipalitatea Călăraș. Site-ul de licitații publice ne arată însă că o lucrare de renovare a unui liceu, scoasă de primărie, îl avea diriginte pe fostul său coleg, iar executantul era ZMC în asociere cu firma fiului dirigintelui de șantier, care a și preluat societatea tatălui după decesul acestuia anul trecut. Practic, își va verifica singur lucrarea la final. Cel mai important contract al primăriei, în valoare de 33 de milioane de lei, a ajuns tot la ZMC, care s-a asociat cu o altă firmă. Fosta firma senatorului a primit de la primărie, prin atribuire directă, contract în valoare de 2 milioane de lei. Foarte multe dintre lucrările din Călăraș și din județ sunt făcute de firma senatorului Cionoiu. La Călăraș, de exemplu, nu știu dacă este firma dânsului, dacă este, dar dacă îmi spuneți numele, eu vă spun... ZMC-ul nu avem decât pietonal. Primarul se face că nu știe cum se numește firma colegului său de partid, dar ne spune că nu va recepționa lucrarea pentru că e cu probleme. Acum n-a recepționat-o pentru că este clar că trebuie să mai refacă, pentru că le-am arătat ce mai trebuie să mai repare. Ce le-ați arătat? Să vedem dacă avem același ego. Sunt destule. Închiderile la borduri, închiderile alea, sunt mai multe. Da? Vreau să văd că funcționează fântâna, vreau să văd că sistemul de aspersare, de udare funcționează. Tot ZMC e parte dintr-o asociere cu o societate care face portul turistic, plătit de Consiliul Județean, ale cărui lucrări se tot prelungesc. Ba din cauza că proiectul n-a fost bun și a căzut un mal, ba că nu mai sunt bani la buget. Firma copilului senatorului a prins și un contract de peste 60 de milioane de lei cu compania de apă Eco Aqua, unde este asociat și deține 30% din contract. La Grădiștea, firma a construit o primărie cu bani de la Compania Națională de Investiții, care a virat 3.700.000 de lei. La câteva luni de la inaugurare, pereții au fost inundați. De când am făcut recepția, da. Da. Păi și de ce n-au schimbat aici într-un an? Urmează să rezolve cu să nu mai plouă și după aceea să remedieze, și că dacă remediază și plouă iar... Și aici apa nu trebuie să stea. Nu trebuie să stea aici, da. Că îmi spunea cineva și că apa unde stă lucrează. Dar vedeți, asta e problema când cunoașteți constructorul. Că dacă nu-l cunoșteați, nu vă era greu să-l notificați din prima, corect? Nu. De ce să... Eu totdeauna mi-a plăcut dialogul. Nu, să trecem la scris. După vizita noastră au venit imediat să facă reparații. Când nu e la senat, Cionoiu e văzut la firma condusă acum de copil. Acolo ne-a primit și pe noi. Noastră, ce vârstă aveți? 28 de ani. 28? Și vă descurcați cu firma? Da, a fost o provocare să preiau firma. Dar, în general, în ziua de astăzi, să știți că provocările se depășesc pe muncă. N-am avut tot timpul toate abilitățile astea, dar acestea le-am dobândit pe parcurs, pe un program, să zic, mai atipic de muncă. Mă trezesc la 6, stau până termin munca, dacă e cazul 7, 8. Tatăl se mai implică? Tatăl, nu. E adevărat. Pot să vorbesc oricând cu el pe parte tehnică, dacă am nevoie de un sfat, pentru că are o experiență destul de vastă, a lucrat înaintea mea mult timp în acest domeniu și pot să-i cer oricând un sfat, dar nu, în general deciziile
tot timpul se află aici. Zecile de lucrări încredințate direct sau contractele cu comunele din județ arată relația pe care senatorul a stabilit-o cu edilii. Tot timpul statutul politic îți oferă un oarecare avantaj. Fie că vorbim de colegi de partid, fie că vorbim de nivel central, nivel local, există anumite pârghii prin care, nu știu, parlamentarii, de exemplu, care au firme sau sunt legați de firme, pot să-și îmbunătățească performanțele financiare, să le zicem. O metodă este pur și simplu te duci la nivel local și pui presiune. În noiembrie 2022, lumea politică era zguduită de arestarea vicepreședintelui Curții de Conturi, Nicolae Bădălău, fost lider important PSD, care era acuzat de DNA de trafic de influență și dare de mită. Procurorii susțin în rechizitoriu că Bădălău i-ar fi oferit mită printr-o angajată a firmei pe care o controla primarului din comuna Bucșani, județul Giurgiu, ca să obțină un contract pentru o lucrare de canalizare. Bădălău a fost înregistrat la ferma piscicolă a lui Passat când tranzacționa lucrări pe bani publici. Dan Passat e primar în Bucșan din 2020. Contractul pentru lucrarea înființare rețele de apă în comună a fost moștenit de la primarul de dinainte. Spune că a decontat lucrări până când a făcut o vizită în teren și a descoperit nereguli. Și domnul Cosmin, că aici trebuie nisip. Unde e nisip? De ce aici nu avem nisip? Avem bandă, dar nu avem nisip. Să-și facă treaba și să demonstrați că ceea ce vorbim aia facem. Nu vreau nimic altceva. Eu urât că am ajuns în situația asta. Iar eu vreau să dau, încă o dată mă repet, vreau să facem inaugurarea și să le dăm la oameni apă. Passat susține că le-a cerut să remedieze ca să facă în continuare plățile. Acela a fost momentul când, spune el, administratoarea firmei i-ar fi dat bani ca să închidă ochii la probleme. Și ce beneficii v-a oferit? Sume de bani. Ce sume de bani? Doar nu de sutelor de mii de euro. Ca să închideți ochii la problemele... Ca să închid ochii că... Exact, că lucrările sunt făcute de mântuială. Iar eu am făcut... Am și filmat momentul în care am făcut control. Passat susține că a mers la DNA și a fost de acord să poarte tehnică de înregistrare la întâlnirile cu reprezentanții companiei Sambi, deținută de ginerele celui care era vicepreședintele Curții de Conturi. Nicolae Bădălău, unul dintre cei mai mari baroni locali care controla județul Giurgiu, a fost deputat PSD și 2 mandate senator. A condus și Ministerul Economiei, iar în 2020 a ajuns la Curtea de Conturi, acea instituție care controlează primăriile și verifică lucrările. A spus că dânsul este cel care controlează primăriile din țară și că e cam Dumnezeu. Păi, eu o fac, eu o controlez, asta e. Adică generele dânsului făcea lucrarea și dacă era nevoie, dânsul o controla. În rechizitoriu, procurorii spun că Bădălău s-a folosit de funcția avută ca să pună presiune pe primar. 2 lucrări erau în discuție, una în valoare de 4.300.000 de lei, care era în derulare, și o alta ce urma să fie scoasă la licitație în valoare de 7 milioane, pe care Bădălău și-o dorea tot pentru ginerele lui. În înregistrările DNA, Nicolae Bădălău i-a auzit cum se laudă că are influență asupra instituțiilor care împart fonduri primarilor. Face licitație, se duce la Manuela. Da! O chem pe Manuela și spun, dacă nu te calc în picioare, dacă nu-mi dai sala de sport. Da, știu ce aveți voi. O șmecherie, vorbea urât. Iau sala de sport și ăștia zic, bă, Fabiane, fii atent aici că îți bag și dispensarul. Are un dispensar de 1 miliard și ceva, zic, îți bag și dispensarul, dar îți dau licitația la tine. Că la astea mai micuțe le dă licitațiile la comune CNI-ul acum, ca să nu mai, că sunt ei, au multe, dar mi-l dai mie. Nicule, ne ajutăm, tu vorbești la CNI pentru primărie și aia și eu. Da, mă, da. Pe fostul vicepreședinte al Curții de Conturi l-am găsit la sediul firmelor familiei, locul de unde se iau toate deciziile. După arestarea sa, afacerile cu statul s-au prăbușit. Nu avem treabă cu primării, poimă. Toți se temeau de dumneavoastră, că știau că nu puteți interveni la alții. La ce pot interveni? La trafic de influență. Credeți că colegii de la curte, foștii colegi de la curte, așteptau de la mine să-i spună lasă-l pe Nei ca nimeni de la primăria Bucșani? Chiar în înregistrări dumneavoastră confirmați ceea ce spune lumea, că vă foloseați de influența politică să obțineți niște avantaje. În acea înregistrare s-a discutat despre un spital, în zona nu are un spital modern. Ați spus și că, i-ați spus că dacă nu vă dă sala de sport,
Mă rog, niște cuvinte trivia. M-am înregistrat fracții de nu știu ce discutam noi, nu știu unde, nu acolo. Despre asta e vorba. Dar așa, dumneavoastră știți foarte bine, nu strica un adevăr să strice o știre. Bun. Nu, astea sunt stenograme furnizate de DNA, adică nu e... Deși furnizează ce vor... Toți cei pomeniți în înregistrări au negat spusele fostului senator. Nicolae Bădeleu a stat 6 luni în arest, iar apoi a fost pus sub control judiciar. La ieșire a fost așteptat chiar de fiul său, cel pe care a trecut acțiunile firmelor și care, miercuri, a fost trimis în judecată pentru dare de mită, la fel ca tatăl său. Am fost un om corect și am crezut într-o Românie democratică și cred în continuare că poporul român se poate dezvolta și hotărâ singur soarta. Asta este ceea ce a rămas în urma lucrărilor pe care firma generalului lui Nicolae Bădeleu le-a făcut în comuna Bucșani, unde oamenii ar fi trebuit să aibă acces la rețeaua de apă, o lucrare importantă de milioane de euro. Recent primăria a fost somată de această firmă să plătească lucrările executate, dar neplătite după ce la mijloc au apărut niște interceptări, iar acum se desfășoară un proces penal. După 8 ani de la atribuirea lucrării, oamenii de la țară din Bucșani încă așteaptă apă, un tablou cinic al sărăciei pe care ei au construit averi. Între timp, Bădeleu a cerut să-i fie plătite lucrările executate. Au rămas uimit, așa mi-au cerut să le plătesc, au cerut primăriei Bucșani să plătească lucrări executate neconforme cu proiectul, lucrări executate în afara contractului. Ne-am judecat, au pierdut la instanță la Tribunalul Giurgiu. Acum urmează să l-am dat noi în judecată ca să ne predea amplasamentul, pentru că au blocat lucrarea. Nici nu vor să părăsească, adică ne țin încurcați. Instanța va decide. Categoric. Dar el spune că nu vreți să predeați amplasamentul ca să scoată lucrarea la licitație încă o dată. Păi să ne dea banii pe ce a lucrat. Cum să-i predau amplasamentul? Doamne, acolo sunt montate pompele. Era o situație despre care vă vorbesc. Nu sunt plătite. Despre ce vorbim? Cum să-i predăm amplasamentul dacă nu e normal să plătească? Dacă lucrările s-au făcut? Dacă expertiza spune că sunt conforme? Nicolae Bădeleu și-a intrat pe deplin în rolul de patron. El conduce, de fapt, întregul grup și tot el ia decizii. Azi, după ancheta DNA, e afacerist plin. De multe ori firmele sunt, rămân în cercul apropiat, de multe ori rămân în familie, pentru că, sigur, tu vrei să ai acces la firma respectivă. Adică nu vrei să fie a ta, dar vrei să ai acces și atunci beneficiile tot la tine ajung. Adică faptul că se câștigă foarte multe contracte, se știe în piață că firma este a ta și atunci, sigur, că la sfârșitul anului când tragi linie, scoți bani din firmă. Acești senatori sunt etalon al unei generații de politicieni care fac legea în județele de unde vin, unele sărace cu comune în care lipsesc elementare condiții de trai. Sunt stăpânii unei țări care de 30 de ani așteaptă ca din fotoliile de parlamentari să dea legi care să ne îmbogățească și pe noi. Apreciem mesajele voastre și vă mai așteptăm. Edițiile noastre sunt pe știrileprotv.ro și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!